ianuarie a fost declarată zi liberă în cinstea unirii Moldovei cu țara românească în 1859. Decizia a fost simplu de luat, mai dificilă se dovedește salvarea locurilor istorice în care oamenii din vremea Micii Uniri au luat decizii extraordinar de curajoase. Un exemplu este conacul în ruină al boierilor Conachi, care se află la Țigănești, la 3 km de Tecuci. Aici s-a născut și a trăit mulți ani Ecaterina Conachi, cea mai bogată moștenitoare din Moldova. În anul 1857, ea a dezvăluit tentativa Înaltei Porți de a falsifica alegerile pentru adunarea ad hoc de la Iași. Istoricii locali susțin că, datorită cocuței, cum îi spuneau apropiații, s-a ajuns la unirea din 1859. În 1856, marile puteri au decis să-i consulte pe românii din Moldova și Muntenia în privința formei de guvernare și asupra felului în care vor să fie conduși. Dar în vara lui 1857, alegerile pentru adunarea ad hoc din Moldova au fost falsificate în favoarea antiunioniștilor, la cererea turcilor, de caimacamul Nicolae Vogoride, un grec împământenit de circa 10 ani în Moldova. Vogoride spera ca în acest fel să ajungă el domnitorul Moldovei. Se pare că soția lui Vogoride, Ecaterina, fică de mare boier și sora lui Costache Negri, mare unionist, este cea care a descoperit corespondența incriminatoare dintre Nicolae Vogoride și ambasadorul turc. Ecaterina, numită în familie Cocuța, a înmânat scrisorile unioniștilor. Ele au ajuns la Paris, inclusiv în presă, provocând un scandal european. Cocuța nu se putea împăca cu gândul acesta că unirea nu mai este posibilă. Și, scotocind prin seiful soțului, a găsit niște scrisori. Scrisori compromițătoare pentru Vogoride, pentru că ele veneau de la Istanbul și de la ambasada Turciei din Anglia. Erau două categorii de scrisori. În unele era sfătuit cum să obstrucționeze unirea, presa, așa, și în altele i se aduceau felicitări pentru după rezultatul negativ. Dovezile că alegerile pentru adunarea ad hoc din Moldova au fost falsificate în favoarea celor care se opuneau unirii au adus în pragul rupturii chiar și solida alianță dintre Anglia și Franța, proaspeți învingători din războiul Crimeei. Anglia susținea Turcia, adică separarea în continuare, iar Franța, unde lobby-ul românesc era mai puternic, unirea. Conflictul provocat de corespondența dintre Vogoride și Înalta Poartă a fost atât de amplu încât a putut fi rezolvat doar printr-o întâlnire între împăratul Napoleon al III-lea al Franței și regina Victoria a Marii Britanii. În urma discuțiilor din White, din sudul Angliei, din august 1857, cei doi au căzut de acord ca românilor să li se permită o unire formală, administrativă, dar cu doi domni, două guverne, două parlamente. După această înțelegere, alegerile au fost reluate, iar românii au speculat la maxim termenii acordului. Și-au ales un singur domn, pe Alexandru Ioan Cuza. Probabil că unirea de la 1859 ar fi avut loc mult mai târziu, fără gestul curajos al Ecaterinei Conachi Vogoride. Dezvăluind complotul soțului ei, ea a renunțat la perspectiva de a deveni prima doamnă a țării și la imensa sa avere, trecută prin căsătorie pe numele grecului. Puțin cunosc meritele Cocuței Conachi Vogoride. Ea este, de fapt, pentru români un fel de Ioana d'Arc. O ființă care se sacrifică tot, doar pentru libertatea românilor. După unirea de la 1859, Ecaterina Conachi l-a părăsit pe Nicolae Vogoride. În 1864 s-a recăsătorit la Torino cu Emanuele Ruspoli, principe de Pagia Soaza, senator apropiat al regelui Vittorio Emanuele al II-lea. A murit la Genova în februarie 1870, la numai 41 de ani, bolnavă de malarie. Așa cum a dorit, rămășițele sale pământești au fost înhumate în biserica familiei din Țigănești. Nu mai are strălucirea de odinioară, nu mai arată ca un conac boieresc, mai ales că Cocuța Conachi Vogoride era cea mai bogată fată din Moldova. De-a lungul anilor, oameni de cultură din Galați și Tecuci au trimis în nenumărate rânduri scrisori proprietarilor succesive ai clădirii. În 1910, familia Conachi a lăsat Academiei Române domeniul. Comuniștii l-au transformat în centru școlar agricol. După Revoluție, domeniul a revenit combinatului Sidex Galați. Academia Română a încercat să-l recupereze. În timpul procesului îndelungat care a urmat, clădirea a căzut în paragină. Până la urmă, se pare că justiția a dat câștig de cauză Academiei, dar poarta conacului este păzită încă de paznici angajații combinatului.
Sigur că unirea, cum spune Gogălnicianu, națiunea a făcut-o, a fost un efort general. Sigur că unioniștii s-au zbătut, dar dacă lipsea momentul acesta al Cocuții, unirea era ratată. Mulți istorici ar fi înclinați să conteste acest elogiu entuziast, dar nimeni nu poate contesta că locul unde a trăit și pe care l-a iubit atât de mult Ecaterina Conachi, eroina Unirii, merită să fie salvat.